a doua campanie de vacinare a început cu cozuri uriașe în centrele din toată țara și noi blocaje pe platforma unde se fac programări. Ratele la creditele în lei vor scădea, anunță Banca Națională, care a redus dobânda cheie la cel mai mic nivel din istorie. Și gelul crunt paralizează România cu temperaturi de minus 18 grade. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Peste 235.000 de oameni au fost vaccinați anticovid până acum în România, 30.000 doar în ultimele 24 de ore. Astăzi, când a început vaccinarea pentru etapa a doua a campaniei, în unele locuri oamenii au stat la coadă. Platforma electronică a cedat din nou, iar medicii au notat datele celor imunizați în registre și le-au dat adeverințe scrise de mână. La Petroșani, toate cele 60 de doze de vaccin livrate centrului din oraș au fost distruse pentru că nu au fost ținute la o temperatură corespunzătoare. În București, la Institutul Marius Nasta, coada s-a întins pe mai multe etaje. Au fost întârzieri pentru că platforma informatică nu a funcționat cum trebuie. Motivul pentru care au așteptat oamenii a fost unul logistic. N-au mers calculatoarele ca să mi se activeze butonul pentru recepția dozelor trimise fizic deja. Întârzieri au fost și la Spitalul Alexandru Obregea, unde medicii au fost nevoiți să scrie de mână în registre datele fiecărui pacient. O eroare de citire a datelor de pe buletin. Nu se puteau citi aceste date personale. La fel s-a întâmplat și la centrul de vaccinare, amenajat într-o sală de sport din Botoșani. Deci nu vă speriați, e o problemă de sistem, deci atât la tot. Deci nu sunt probleme, dacă nimeni ne vaccinează. Această doamnă a decis să se vaccineze după ce și-a pierdut băiatul. Tânărul s-a îmbolnăvit de COVID în spitalul unde era internat, în urma unui transplant de rinichi. În 2 săptămâni mi-a murit băiatul. Și atunci am zis să ne facem și noi vaccinul. Nevoie grijă de nepoata care a rămas. Pacienții vaccinați la primele ore în Galați au primit bilețele de mână în loc de adeverințe de vaccinare. Deocamdată nu suntem conectați la platformă să le putem elibera acea dovadă electronică. Sperăm să se rezolve, să le dăm acea dovadă electronică la fiecare. La Institutul Matei Balș din București, centrul de vaccinare este amenajat în containere modulare. Uneori, coada ajunge până în curte. Cel mai distractiv este că de 2 ani de zile gerul bobotezei este pe stil vechi. În momentul în care ați decis să vă vaccinați, care au fost argumentele pe care le-ați luat în calcul? Doresc foarte mult să termine epidemia, nu mai suport masca, eu port ochelari de distanță, nu pot să-i port. Ochelare sunt în geantă, e un disconfort, o să-mi pierd vederea. Primul profesor vaccinat la Iași este Silviu Iordache, profesor de geografie. Am 2 clase de a 12-a și îmi doresc foarte mult să ne întoarcem la orele față în față. Rapelul meu va fi pe 8 februarie, asta înseamnă că pe 9 februarie voi merge la clasă la ore vaccinat. În felul acesta îmi doresc să protejez elevii. La Spitalul Căi Ferate din Timișoara, toate locurile sunt ocupate săptămâna aceasta. Până aici. Nu. Cum ați reușit să vă programați? Prin băiatul meu, prin e-mail. Programările sunt la capacitate maximă toată săptămâna. Avem o capacitate de 180 de locuri pe zi, 7 zile din 7. În Alba Iulia, peste 3.600 de oameni s-au programat până acum. În sala de sport a universității, cele 4 puncte de vaccinare sunt ocupate până pe 23 ianuarie. Iar la Sibiu, centrul de vaccinare a fost organizat într-un salon de nunți. Dacă apar orice simptome de orice fel, mă anunțați, bine, da? Dacă amenții sau aveți nevoie de ceva. M-am hotărât pentru că mi-e foarte frică. Când mă duceam la magazin la cumpărături, oricât aș fi vrut să țin distanța, în spatele meu erau foarte apropiați. Deocamdată 2 puncte de vaccinare. Noi suntem pregătiți pentru 20 de puncte de vaccinare, în funcție de vaccin, de venirea serului în țară. Situația este similară și în alte județe. Nu se deschid mai multe centre pentru că nu sunt suficiente doze. Astăzi au mai ajuns în România 87.000 de doze, mult mai puține decât cele 150.000 așteptate. Pfizer a anunțat că săptămâna aceasta, la nivel european, va încetini temporar livrările, cât timp își reorganizează o linie de producție. Paul Angelescu, Pro TV.
Forma de vaccinare a dat și astăzi eror, deși România are printre cele mai mari viteze de internet din lume. În plus, sistemul este supravegheat de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Blocajele au dus la situații absurde. De exemplu, unii oameni au fost înregistrați la centre inexistente, iar alții la centre unde nu se fac vaccinări în etapa a doua. Nu mi-afișează grupa. Mă întorc înapoi și reiau. Până merge platforma, chiar am încercat și de 3 ori, de 4 ori. Astfel de scene au loc în multe cabinete ale medicilor de familie, care au încercat să-și programeze pacienții în etapa a doua de vaccinare. În cazul de față, din 200 de bolnavi, medicul a reușit să programeze doar 48. Iată ce s-a întâmplat dimineață. Platforma informatică nu este disponibilă din cauza unor probleme tehnice apărute în această dimineață. Mesajul s-a repetat de-a lungul zilei. Dacă ar merge bine, probabil că 7-8 minute am rezolvat un pacient. Și așa? Așa am rezolvat 6 pacienți la ora prânzului, deci ocupându-ne de dimineața astăzi. La ora 15 în capitală nu se mai găseau locuri libere, iar cele disponibile erau de fapt doar pe hârtie. Prefectura București a anunțat că se vor înființa încă 12 centre cu 141 de puncte de vaccinare, pe măsură ce vom primi vaccinuri. Pe 20 ianuarie vor fi funcționale 2 centre cu 10 puncte de imunizare, la Romexpo și la Clubul Seniorilor Mihai Eminescu din sectorul 6. La Tulcea, în schimb, oamenii s-au trezit dimineață că nu există niciun centru unde se pot imuniza. La prânz, problema a fost remediată și a apărut un centru din cele 10 care ar fi trebuit să funcționeze. Probabil din cauza faptului că numărul de doze de vaccin nu sunt astfel încât să acoperim toate cele 10 centre pe care noi le avem disponibile. În schimb, nu au lipsit nici cazurile în care oamenii care au venit la vaccin au făcut cale întoarsă. O femeie din București, de exemplu, care reușise să-și programeze în această dimineață la vaccinare 3 rude în vârstă cu boli cronice, a constatat cu stupoare că centrul de fapt nu există. Deși Spitalul Sfântul Ioan a fost ales din platformă, acolo nu se fac vaccinuri în etapa a doua. E foarte umilitor, mai ales că oamenii de acolo nu că îi condamn, că lucrează în spital, au foarte multe lucruri, sunt foarte stresați, dar de parcă eram noi nebuni, am venit acolo din senin și mi s-a năzărit nouă să venim la spital. La minus 7 grade cu 3 persoane bolnave și foarte în vârstă, nu e plăcut. Serviciul de Telecomunicații Speciale, cel care gestionează sistemul, nu a explicat de ce responsabilii au creat o platformă care ajută, dar după ce dă bătăi de cap utilizatorilor. Am aflat însă că 23.000 de oameni care intră simultan acolo sunt suficienți ca să o blocheze. În total, în cele 3 zile, peste 300.000 de români s-au programat pentru vaccinare. Aproape 160.000 au peste 65 de ani, 68.000 au boli cronice și peste 70.000 sunt angajați din domenii esențiale. Ramona Păuleanu, Pro TV. Simona Halep a făcut fericit pe DJ-ul unui post de radio și le-a acordat un interviu în condiții neobișnuite. Campioana și toți jucătorii de tenis român care participă la Australian Open sunt în carantină. Ce măsuri le-au fost impuse de țara care nu a mai înregistrat de mult cazuri de COVID? Aflați imediat! Frigul aspru a încremenit o mare parte din țară. Au fost minus 18 grade în zori în Harghita, Alba și Brașov. Iar la ora 11 se înregistra aceeași temperatură în nordul țării. La noapte o să fie și mai rece, așa că dacă trebuie neapărat să ieșiți din casă, nu uitați de căciulă și de mănuși. Dimineață, la întorsura Buzăului, totul părea împietrit sub o pătură de zăpadă. Aici e polul frigului din România. Cum să arată girul? Totuși, gerul nu i-a ținut pe oameni în case. Chiar și copiii au sarcini, de la prima oră. Suntem învățați, obișnuiți cu frigul. Așa e fiecare dimineață, cam dată n-a fost așa frig. La cât ai ieșit afară? Pe la 6. La 6 dimineața. Și la 6 dimineața era frig? Nu, prea de era un pic. A nins, altfel ar fi fost și mai frig. La porți, localnicii dădeau zăpada. Frig, mamă, frig. Ger de o săptămână. E frig, e așa la întorsura Buzăului. Faci un focul. Cum vă descurcați? Câte lemne consumați? Aoleu, la 15.000 metri. În dimineața asta s-au înregistrat minus 10 grade la întorsura Buzăului. Și ninge ca în povești. În toată țara temperaturile au fost scăzute. Cel mai frig a fost la Miercurea Ciuc, în Harghita, la Făgăraș, în Brașov, și la Câmpeni, în Alba. Minus 18 grade Celsius.
Și șoferii au întâmpinat probleme pe drumurile alunecoase, chiar dacă în multe locuri echipele de intervenție au lucrat fără oprire. Temperaturile scăzute înregistrate peste noapte au înghețat tot și noi trebuie să avem grijă. De aceea este foarte important să ne îmbrăcăm în trei straturi și atunci când simțim că avem degetele înghețate să le mișcăm și să intrăm cât mai repede la căldură. În Maramureș oamenii s-au înfofolit cât au putut de bine. Am o fobu cât frig, dar nu mă lasă să ies afară. La țară, fermierii trebuie să ferească și animalele de ger. Mai dăm un pic de apă caldă când îi frig tare și noaptea le băgăm la scut, că pe zăpadă li frig oricum și la ele. În Bistrița Năsăud, temperaturile au scăzut până la minus 15 grade, iar grămezile de lemne au scăzut simțitor. Merge non-stop focul, arde non-stop. Da, nu se strânge nici noaptea. La malul mării a fost soare cu dinți. Venite de la Suceava, Roxana și Ioana s-au bucurat de el, chiar dacă nu le-a încălzit. E una când vezi răsăritul vara și alta când vezi iarna. E o senzație mișto, adică nu ne așteptam să ne placă atât de mult în perioada asta. Pe litoral, termometrele nu au arătat mai mult de minus 4 grade Celsius. Vremea rămâne geroasă până miercuri. Căldura livrată în sistem centralizat va fi sub parametri în tot Bucureștiul pentru că întreaga rețea să nu cedeze din cauza gerului, transmite Primăria Capitalei. Asta înseamnă că oamenii vor avea apă caldă și căldură la limita confortului în următoarele zile până se mai încălzește vremea. Lucrările ample la rețeaua de energie termică vor putea începe abia la primăvară. 18 grade în casă, minus 2 afară. Caloriferele reci. Pentru ca Bucureștiul să nu rămână fără căldură și apă caldă în mijlocul unei perioade geroase, sistemul funcționează sub parametri, acolo unde nu sunt avarii. Fie se forța rețeaua pentru o temperatură mai mare și implicit o presiune mai mare, cu riscul ca ea să crape. Ne este frică acum când este frig afară să nu crape rețeaua. Potrivit directorului adjunct al Termoenergetica, Adrian Gâtlan, ceturile și punctele termice vor încerca să livreze în perioada de frig agent termic cu până la 5-6 grade mai puțin. Asta ar permite menținerea unor temperaturi de 20 de grade în casele bucureștenilor. Dar cei care stau la etajele superioare, ori în blocurile de la capătul rețelei, vor avea 18 grade, ori chiar mai puțin. Obișnuiți cu astfel de situații de câțiva ani, mulți au investit în calorifere electrice și boilere. Primul calorifer electric este poziționat în sufragerie. Al doilea calorifer electric l-am poziționat în dormitor. Este un boiler cu capacitate mare de 70 de litri. În decembrie nu au fost deloc. Și cum v-ați descurcat? Aeroterme, aer condiționat. În aceste condiții, primarul Nicușor Dan a anunțat o licitație record pentru București. Mari constructori din România și din Europa sunt invitați să participe la reconstrucția sistemului de termoficare. Oferă aproape 400 de milioane de euro pentru schimbarea a 260 de kilometri de conducte. Dacă totul merge conform planului, lucrările ar trebui să înceapă la sfârșitul primăverii. Eu îmi doresc ca cel puțin primii 60 să fie făcuți în anul 2021, dar nu e o promisiune în momentul ăsta. Restul de 200 vor fi făcuți în anii următori, dă asigurări primarul. Primăria Capitalei le va cere constructorilor să nu sape șantierul de-a lungul rețelei de termoficare pe kilometri întregi. Muncitorii ar urma să decoperteze caseta sistemului de termoficare pe câțiva metri, să scoată țevile vechi și să le introducă pe cele noi. Operațiunea ar urma să fie făcută astfel încât să nu deranjeze traficul extrem de aglomerat din București. Dacă primăria ar reuși, printr-o minune, să respecte ritmul de 60 de kilometri pe an, ar dura 16 ani să fie schimbat toată rețeaua primară a capitalei. Aceasta are 1000 de kilometri de țevi cu un diametru de 1 metru. Pentru că unele nu au fost reparate de mai bine de 30 de ani, pierd apă și riscă să se spargă în orice clipă la o presiune mai mare sau la schimbări de temperatură. Urmează o perioadă cu credite ieftine prin care se încearcă stimularea investițiilor și a consumului. Acesta este mesajul transmis de Banca Națională prin reducerea dobânzii cheie la cel mai mic nivel din istorie. Colegul meu Mihai Peticilă vine cu detalii. Bun găsit! Luni, 18 ianuarie 2021, a intrat în vigoare noua dobândă de politică monetară a Băncii Naționale, dobândă redusă de la 1,5 la 1,25% pe an. Față de acum 2 ani, iată, valoarea este la jumătate.
Nu există un termen de comparație cu ce se va întâmpla de acum încolo. Concret, impactul asupra pieței e necunoscut pentru că până acum nu a mai avut niciodată o valoare a dobânzilor băncii naționale atât de mică. Dar, în teorie, această valoare înseamnă, în primul rând, ieftiniri de credite, adică dobânzi la jumătate față de cele din 2018, de exemplu, spun analiștii bancari. Măsura nu se transferă imediat decât la depozite, adică nu va mai fi încurajată depozitarea, oricum nu era încurajată, deci probabil că în primăvară va fi mai ieftin un credit bancar. Va urma o perioadă nu mai bună pentru refinanțări, de exemplu, și mai înseamnă ceva, că prețurile vor continua să scadă, iată, deja sunt într-o scădere. În comunicatul Băncii Naționale este punctată această reducere a inflației de la 4 la 2. Iată, o înjumătățire într-un singur an. Este o performanță scăderea dobânzii, indică exact stagnarea prețurilor pentru coșul general de produse și servicii. Evident că unele alimente se vor scumpi, altele se vor ieftini în funcție de cerere. Economia are nevoie de consum și de investiții, așa că ia uitați ce se întâmplă cu indicele IRCC, omologul roborului. Pe baza lui se calculează toate dobânzile pentru creditele noi. S-a diminuat până aproape de 1, de la un nivel maxim de 2,6. Deci pentru creditele noi vor fi diferențe semnificative de costuri față de 2019, de exemplu. Pentru firme, la fel, semnalul este că pentru proiecte bune vor primi bani ieftini. Deja încep să se schimbe regulile pentru călătoriile în urma vaccinării. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a anunțat în urmă cu puțin timp că oamenii care se vaccinează împotriva COVID-19 nu mai sunt obligați să stea în izolare în cazul în care vin din țări aflate pe lista galbenă. Paula Herlu are detalii. Bună seara, Paula! Bună seara! Așa cum spuneai și tu, măsura a fost luată în urmă cu puțin timp și vizează persoanele care vin în țara noastră din zone roșii și care, în mod normal, ar trebui să intre în carantină. Ei bine, dacă acești oameni fac dovada că s-au vaccinat, că au trecut 10 zile de la rapel, nu mai intră în carantină. Dovada o fac pe baza adeverinței medicale ce o primesc în centrul în care s-au vaccinat, atât în România cât și în străinătate. E valabilă această adeverință. Aceeași măsură se aplică și celor care intră în contact direct cu persoane infectate cu SARS-CoV-2 și care ar trebui să intre în carantină. Ei bine, dacă dovedesc că s-au vaccinat, că au 10 zile de la rapel, nu mai intră în carantină. Vedem așadar primele efecte ale campaniei de vaccinare. În acest moment vedem efecte în privința regimului carantinei. Acestea au fost informațiile. Andreea. Mulțumesc, Paula. Dacă astăzi v-ați simțit mai triști, să știți că există o explicație. Este cea mai deprimantă zi din an. Ce sfaturi au specialiștii pentru lunea albastră, accentuată acum și de pandemie, aflați imediat. În plină iarnă, urșii de pe Valea Prahovei ies tot mai des la plimbare în loc să hiberneze. În Buștene, ursoaică și puiul ei au intrat într-o curte și au scos resturile de mâncare din tomberoane. Specialiștii atrag atenția că sălbăticiunile și-au modificat comportamentul și ies din bârloc dacă nu și-au făcut suficiente rezerve de mâncare, ori dacă au zgomote puternice în pădure. Ursoaica escaladează gardul încetişor, apoi coboară în curte să caute resturi de mâncare. Puiul o urmează. Niște muncitori, aflați în clădirea de peste drum, care au filmat scena, au făcut haz de necaz. Hai, fetița, mănâncă cât poți! Așa că fac eu curățile, după aia, ce să-ți fac? Urșii au plecat alene, tot pe poarta din față, după ce s-au săturat. Stați acolo! Gata! Hai! Ieși afară! Hai! Doar în acest weekend, jandarmii de pe Valea Prahovei au intervenit în 5 situații similare. De hibernat nu mai hibernează, că s-a obișnuit cu mâncarea și vin să-și caute. Adică riscul să dați nas în nas cu el există? Există, există. Păi am ieșit de aici și ursul era aici. Și la Azuga, o ursoaică a fost filmată zilele trecute de un șofer, la marginea drumului Național 1, lângă stația de autobuz. Este vorba despre o ursoaică care a fost relocată cu ceva timp în urmă la Cheia și în câteva zile s-a reîntors. Întâlnirile dintre om și animal sunt extrem de periculoase. Și uite ursul și l-am văzut cum a sărit peste... Băi, dar cum sare un urs, n-am văzut în viața mea atât de ușor și așa un salt. Specialiștii spun că urșii nu hibernează, ci au un somn de iarnă din care pot fi treziți și devin activi dacă simt că e rost de hrană. Zgomotul ATV-urilor, exploatările forestiere sau vânătoarea îi pot face să iasă din bârlog. Acest somn de iarnă este influențat de mai mulți factori, precum vârsta individului, disponibilitatea hranei, temperatură, grosimea stratului de zăpadă.
Pe de altă parte, rezervația de urși de la Zărnești a făcut publice imagini cutremurătoare, care arată cât de mult rău le putem face urșilor. O ursoaică ținută mulți ani în cușcă continuă să se învârtă în cerc, ca și cum ar trăi în același spațiu strâmt, deși a fost eliberată și are acum loc suficient. În ciuda pandemiei, în Botoșani, câteva sute de oameni s-au înghesuit să-și plătească taxele și impozitele. Mulți aveau mască, dar nu au respectat distanța. La un moment dat au fost chemați polițiștii și jandarmii ca să-i convingă să respecte măsurile de protecție. A fost prima zi din an în care oamenii din Botoșani și-au putut plăti dările, dar la coadă erau și persoane care aveau nevoie de diverse documente. Mergeți, vă rog frumos, la rând. Pentru ce plătim impozitele firmei? Ca să stau la rând aici, la rând, dar chiar sunt, eu știu că sunt separate, nu? Sunt și eu pe persoană juridică separată și persoană, de ce trebuie să stau la rândul ăsta? Aproape 300 de oameni erau încolonați în fața direcției fiscale în momentul în care funcționarii și-au început programul. Coada se înșira pe 100 de metri, dar oamenii stăteau înghesuiți unul în altul. De acolo am luat coadă, de la colț. La o jumătate. La o jumătate. Deci merge foarte greu. Încercați să plătiți online? Nu știu cum să faci și deci cel mai sănătos stau la rând. De ce ați venit în prima zi? Dar când să vin? Vin și plecăm friam. Și când aveam varal, nu când vreau. Dar nu e prea apropiată lumea așa, nu vă temeze? Și nu. Ne iubim mult, domnule, ne iubim mult. De aia suntem români, ne iubim. Abia după intervenția forțelor de ordine, oamenii au înțeles că ajung la ghișeu la fel de repede și dacă stau răsfirați. Nu e riscant să stați așa apropiați în condițiile astea? Ce să-i facem? Nu numai eu, sunt toată lumea. Se grăbește pentru să-și plătească o serie, na. Directorul instituției spune că ghișeele au fost deschise abia acum, pentru că de la începutul anului a fost schimbat sistemul informatic. Se lucrează de la începutul anului, aproape non-stop, în 2-3 schimburi, inclusiv sâmbătă și duminică, să încercăm să preluăm baza de date din programul vechi. Practic timpul s-a dublat. Facem verificări suplimentare pentru a nu apărea nicio eroare în preluarea datelor. Dacă anumite acte pot fi ridicate doar de la ghișeu, impozitele și taxele pot fi achitate online pe ghiseul.ro, cu reducere până pe 31 martie. Oficialii vor verifica toate persoanele fără venit care obțin indemnizații de la stat. Vor să identifice pe cei care, deși sunt apți de muncă, primesc bani de la stat. Autoritățile anunță că sunt vizați de aceste controle și românii care sunt plecați în străinătate, dar beneficiază acasă de diferite forme de sprijin. Ce să facem? În comuna Horgești, din Bacău, aproximativ 400 de locuitori primesc ajutor social. Printre ei și Vasile Bosnea. Ia bani de la stat din 2002, când a acuzat probleme cardiace. Câți bani primiți de la stat? 2 milioane jumate. La ce vă ajung banii ăștia? Ce faceți cu ei? Eu am televizor de plătit, că trebuie să te mai uiți la un televizor. Lumina de plătit. Puteți munci? Nu. Sunt cu inima. În toată țara sunt acum 170.000 de persoane care beneficiază de ajutor de la stat. Primesc lunar între 142 de lei și echivalentul unui salariu minim pe economie. Dar mulți beneficiari sunt apți de muncă, spune ministrul Muncii, Raluca Turcan. De cele mai multe ori, cei care au venit un minim garantat se încadrează și pentru indemnizația pentru sprijinul familiei și pentru sporurile și beneficiile pe care statul le mai dă pentru încălzire sau pentru alte situații de urgență. Ca atare, există exemple în care persoane care ar putea să muncească ajung să beneficieze de mai multe astfel de avantaje. Verificările vor fi făcute de Inspecția Socială, instituție aflată în subordinea Ministerului Muncii. Va începe această analiză pentru a vedea dacă beneficiarii de venit minim garantat într-adevăr îndeplinesc condițiile de venit și în același timp pentru menținerea venitului minim garantat este important să vedem dacă nu sunt în situația de a respinge un loc de muncă. Anchetele sociale ar putea dura între 6 luni și un an, a anunțat ministrul Muncii. Verificările îi vizează inclusiv pe românii plecați la muncă în străinătate, care nu mai au domiciliul în România, dar care beneficiază și acum de diferite forme de sprijin. În cazul lor, ajutorul social va fi retras, însă aceștia vor putea opta pentru un loc de muncă oferit de stat. Cristina Dobre, ProTV.
Astăzi este cea mai deprimantă zi din an cunoscută în toată lumea drept Lunea Albastră. Un psiholog britanic a ajuns la această concluzie pentru a treia zi de luni din an după ce a folosit o formulă matematică. Printre altele a luat în calcul vremea posomorâtă și datoriile cu care am intrat în noul an. Oamenii sunt afectați în această perioadă de temperaturile scăzute și de ziua prea scurtă. Contribuie și datoriile de la început de an, dar și gândul că vacanța de vară este într-un viitor îndepărtat. Iar în contextul actual, în care pandemia de coronavirus ne-a dat peste cap viața, lucrurile se complică. Fac și un tratament pentru asta, dar tot timpul încerc să nu dau importanță la toate lucrurile astea. Citesc cărți mai mult, asta fac, ca să-mi distrag atenția de la realitatea care e. Izolarea, nesiguranța, incertitudinea, teama de boală, da, pot să ne preocupe mai mult, pot să ne îngrijoreze, pot să apară stări de anxietate, anumite persoane mai sensibile pot dezvolta chiar simptomatologie depresivă. Atunci când sesizăm că stările de tristețe și anxietate se intensifică și depășesc un anumit prag, ar trebui să apelăm la un specialist, indiferent că vorbim de medicul de familie, psihiatru, psiholog sau psihoterapeut. Medicii pun la dispoziție și ședințe online de consiliere terapeutică. Să identificăm soluții prin care să putem transforma ziua de a treia zi de luni în fiecare lună ianuarie într-una de combatere a depresiei. În camera de gardă la noi s-au prezentat încă de săptămâna trecută din ce în ce mai multe cazuri de depresie cu simptome psihotice și cu ideații suicidare și multe tentative suicidare. Mare atenție! 4 din 5 tentative suicidare ar putea fi prevenite dacă ar exista acest consult psihologic făcut corespunzător. Un studiu realizat de Institutul de Psihiatrie Socola arată că românii sunt mai triști, mai furioși, mult mai anxioși și au un sentiment de singurătate accentuat. Totul de la începutul pandemiei. 42% dintre ei sunt mai stresați, 32% mai nervoși și 28% mai singuri. Frica și anxietatea pot fi copleșitoare nu numai pentru adulți, ci și pentru copii. Ce putem face însă pentru a trece cu bine peste aceste perioade? Este frumos afară, a început să ningă, am putea să mergem cu copiii, să ne bucurăm de zăpadă, să ne jucăm, să încercăm să socializăm în familie. Potrivit unui sondaj european, în 6 țări de pe continent, în timpul carantinei, 58% dintre cetățeni au avut tulburări psihoemoționale, care au durat mai mult de 15 zile. Tenismenii români și echipele lor care vor participa la Australian Open trăiesc adevărate aventuri. Au fost plasați în carantină în țara care de luni bune nu a mai înregistrat niciun caz de COVID, iar autoritățile impun măsuri draconice. În afara antrenamentului zilnic, sportivii nu pot părăsi camerele de hotel. Sorana Cârstea și-a exprimat nemulțumirea pe Twitter, iar Simona Halep a vorbit de la balcon cu DJ-ii unui post de radio. Cei doi DJ au urcat cu o portavoce pe clădirea aflată în fața hotelului, în care sunt cazați Simona Halep și antrenorul ei. Au reușit să le smulgă de la balcon câteva declarații și zâmbete. We woke up Darren a little earlier. Yes. Here he is. Hang on, Darren's back out. Hey everyone, to all of our friends on the show listening on radio, a big, big welcome to Adelaide. I hope you're having fun. Are you bored? Realizatorii show-ului i-au promis că până începe turneul, pe 8 februarie, vor difuza în programul matinal cântecele ei preferate. Simona, we're going to keep you entertained for 2 weeks, okay? Can you let Darren know what your favorite songs are and we'll start? We might get a band up here to play some of the songs. Yeah, we'll sing. Can we just check, what time do you normally wake up? Because we don't want to annoy you any more than we are. 5 a.m. she's right. Up. Simona, we're on air at 6 a.m, okay? Have a great day at training, Simona. We've just spoken to Simona Halep. The best in the world. Delegațiile sportive din toată lumea au fost întâmpinate la Melbourne cu multe restricții și condiții speciale de deplasare. Dragoș Curtifan e preparatorul fizic al Monicăi Niculescu și al Patriciei Țig. Spune că deși stafful lor a ajuns în Australia cu 2 teste negative, unul la îmbarcarea în București și altul la escala de la Doha, au fost tratați încă de la aeroport ca și cum ar fi reprezentat un potențial pericol. În spatele tău veneau ca o trenă oameni care dezinfectau urmele noastre, tot ce am atins, eventual, bineînțeles că nu prea aveam să atingi nimic, sau nu aveai de fapt voie să atingi nimic, te îndrumau, ți-au schimbat masca. Condiții speciale sunt și la hotel. Ni s-a spus că putem ieși câte unul din autobuz și am intrat la recepție, toată recepția golită, un girofar roșu pus
ca un semnal puternic, aici e o zonă destul de periculoasă, să zic. 4-6 oameni în costume, mască, departe de noi, stăteau un hol cu fel de fel de hârtii. Stăteam la 2 metri unul de celălalt, are o persoană care stătea la lift și nu ne lăsa nici măcar să atingem butonul la lift. El chema liftul, sus ne aștepta o altă persoană care ne-a condus până la cameră și de acolo ni s-a spus nu deschideți ușa decât când vă bate cineva la ușă și sau vreți să vă luați pachetele de mâncare care sunt livrate tot așa la exteriorul ușii. Sorana Cârstea a scris pe Twitter că n-ar mai fi venit în Australia dacă știa că sportivii au voie să iasă din hotel doar pentru antrenamentul zilnic. Unii dintre tenismenii prezenți la turneu au postat filmulețe în care se antrenează în propriile camere. Și s-au supărat când au aflat că hotelurile oferă condiții diferite. Unele au camere și apartamente mai spațioase, cu terase și spații în care carantina trece mai lejer. Sunt sportivii cazați în două regiuni vecine, cu regim diferit al restricțiilor. Sunt camere în care la unii nu se pot deschide geamul, de exemplu. Eu am avut un noroc, pur și simplu, un noroc că am balcon. Dar colegii mei, sportivele cu care suntem aici, nu au. Acum, asta e de noroc, nu pot să... Din păcate, un hotel nu a fost gândit în așa condiții ca să aibă toată lumea balcon când o să vină o pandemie să poți să ieși la aer. Simona Halep stă în Adelaide, cu regim mai permisiv, într-un complex de lux aerisit, în care stau și Novak Djokovic și Serena Williams. Australienii nu au în prezent niciun caz de coronavirus, după ce au avut 120 de zile de carantină totală. Din cei 1200 de sportivi care au ajuns din toată lumea la Australian Open, 6 au fost depistați pozitiv la intrarea în țară. În Anglia, rata de infectare cu noua tulpină a SARS-CoV-2 este atât de ridicată încât în fiecare dimineață s-ar putea umple un spital de la zero. Germania, în schimb, înregistrează o scădere a numărului de infectări în ultimele zile, dar specialiștii rămân în alertă pentru noile tulpini, inclusiv una abia detectată în Bavaria. La fiecare 30 de secunde ajunge la spital încă un britanic infectat cu SARS-CoV-2, dar unii bolnavi mor în așteptarea ambulanței. Echipajele stau cu orele în fața spitalelor să se găsească locuri pentru pacienții aduși. 3 din 4 paramedici se declară la capătul puterilor și spun că își încep turele înfricoșați. Așa stând lucrurile, responsabilii sanitari vor ca programul de vaccinare să se facă fără pauză, 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Deocamdată însă, regatul nu dispune de suficiente doze de vaccin. Printre centrele de vaccinare în masă se numără și catedrala din Salisbury, unde vârstnicii au experiența memorabilă de a fi imunizați pe fundal de muzică de orgă. I think the young people ought to have it first. But I'm doing as I'm told. But I really do feel guilty about it. Între timp, medicii norvegieni au tras câteva concluzii după moartea a peste 20 de bătrâni din aziluri, la scurt timp după vaccinare. Respectivii aveau în jur de 90 de ani și erau într-o stare de sănătate precară. Maybe, and that is the change, we have done that, said that doctors should, if you have terminally ill patients, where maybe it's not appropriate to vaccinate. We are not worried about this. There is no reason to fear the vaccine. We just want to be a little more specific with a small group of very ill patients. Otherwise, we see no problem with continuing the vaccination. Vești un pic mai bune au venit astăzi din Germania. Wohl in den Infektionszahlen, die runterzugehen scheinen, wenn wir die letzten Tage sehen, wie auch die Situation auf den Intensivstationen, wo es 10-15% weniger Covid-19-Patienten, dass sich scheinbar die Dinge in die richtige Richtung entwickeln. Aber wir sind noch lange nicht da. La o lună de la debutul campaniei de vaccinare în masă în Israel, rezultatele inițiale ale unui studiu relevă că vaccinul reduce în mod semnificativ numărul de noi infectări. Studiul a comparat un grup de aproximativ 200.000 de persoane de peste 60 de ani, vaccinate doar cu prima doză de Sir Pfizer, cu un grup neimunizat de aceeași dimensiune și vârstă. Proporția testelor pozitive a fost cu 33% mai mică în grupul vaccinat. היום אני מקווה שאנחנו נחסן כ-200,000 איש, וכך נמשיך במהלך השבוע, כדי לאפשר לנו לפתוח בהדרגה עם דרכון ירוק חלקים של הכלכלה והחיים. Israelul este lider mondial la vaccinare. 30% din populație având deja inoculată prima doză de ser.
În schimbul unei livrări constante de vaccin, israelienii au fost de acord să împărtășească americanilor de la Pfizer datele unui vast studiu cu privire la rezultate și reacții. Imediat ce a pus piciorul în țara natală, Alexei Navalnei, neînfricatul adversar politic al lui Vladimir Putin, a fost arestat. Opozantul s-a întors în Rusia după 5 luni petrecute în Germania, unde s-a recuperat după otrăvirea cu agentul neurotoxic Novochok. Judecătorii au confirmat astăzi 30 de zile de arest, iar Navalnei i-a îndemnat pe ruși să iasă în stradă împotriva regimului Putin. Alexei Navalnei și-a asumat riscul întoarcerii acasă, spunând că îi este dor de Moscova și nu-i pasă de dosarele penale fabricate împotriva sa. Sfidător, înainte de îmbarcare, Navalnei a postat pe contul de Twitter o fotografie cu Vladimir Putin, Dmitri Medvedev și Patriarhul Kiril I al Moscovei, privind în sus, cu mesajul: când tu și prietenii tăi așteptați ca avionul să ajungă. Алексей, чувствуете себя героем, когда возвращаетесь на родину? Я чувствую себя гражданином России, который имеет полное право вернуться к себе домой. Что вы ожидаете? Место у меня, ряд у меня счастливый, номер 13. Ребята, давайте несколько шагов назад и... Opozantul rus în vârstă de 44 de ani s-a întors în Rusia împreună cu soția, dar fără cei doi copii adolescenți. Carismaticul militant anticorupție era așteptat de sute de susținători pe aeroportul Vnukovo. Polițiștii și forțele speciale OMON i-au împins în cele din urmă în afara terminalului, iar zona de sosiri internaționale a fost izolată cu garduri de metal. Însă avionul a fost redirecționat în ultima clipă pe aeroportul Sheremetyevo din nordul Moscovei. Nu, ei действительно поставили авиационную безопасность огромного прекрасного города под угрозу, но просто зачем? Для того, чтобы, как там Путин сказал, да кому он нужен? Я прилетел сюда и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. И это мой лучший. Здесь мой дом. Я приехал сюда и я приезжаю. Меня все спрашивают, боишься, не боишься? Я не боюсь. Я абсолютно с нормальным чувством иду на подгранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Însă la controlul pașapoartelor au apărut polițiștii și au spus că îl vor reține. După o scurtă discuție, împăcat cu situația, Navalnei și-a îmbrățișat soția și i-a urmat pe polițiști. Serviciul rus al penitenciarelor a precizat că l-a reținut pe Navalnei pentru încălcarea termenilor eliberării condiționate impuse după o condamnare pentru delapidare. Navalnei a fost prezentat chiar în această dimineață în fața unui judecător din Khimkin, un orășel de lângă Moscova. Я не понимаю, что происходит. Меня одну минуту назад вывели из камеры для встречи с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда. Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции? Я не понимаю, почему никого не уведомили, почему не дали никакой повестки. Это просто, ну, я много видел насмешек над правосудием, но просто, видимо, вот этот тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто какой-то демонстративно разорвали и выкинули на помойке уголовно-процессуальный кодекс. Я выступаю за то, чтобы этот процесс был максимально открытым, чтобы все средства массовой информации имели возможность наблюдать за этим удивительным абсурдом, который здесь происходит. Iar autoritățile americane speră că totul va fi bine miercuri la inaugurarea noii echipe prezidențiale, dar se pregătesc pentru ce este mai rău. Cu două zile înaintea învestirii lui Joe Biden, capitala Americii arată ca o fortăreață din cauza amenințării unor proteste violente. O nouă înregistrare pusă în circulație dezvăluie haosul din toiul invaziei susținătorilor lui Donald Trump la Capitoliu. Luke Mogelson, corespondent de război și colaborator al revistei The New Yorker, i-a urmat pe susținătorii lui Trump când au dat năvală la Capitoliu, templul democrației americane. Imaginile filmate de el cu telefonul mobil sunt acum o mărturie șocantă și grăitoare.
Parlamentarii adunați în ședință extraordinară pentru validarea alegerilor prezidențiale au fost evacuați, iar sala de plen era goală când au ajuns invadatorii. Unul dintre protestatari încearcă zadarnic să tempereze elanul tovarășilor săi. I agree with you, brother, but it's not ours. It belongs to the Vice President of the United States when he's in here. I love you guys, you're brothers, but we can't be disrespectful. Don't disrespect. They can steal an election, but we can't sit in their chair. No, we're not putting up with that either. It's a PR war, okay? We're better than that. Imediat au început să caute dovezi ale presupuselor fraude electorale. And look here, look. Ted Cruz's objection to the Arizona. His objection. He was going to sell us out all along. Really? What? Wait, no, that's oh, no, that's actually okay. All right, we're down. There's got to be something in here. We can use against these scumbags. Ted Cruz would want us to do this, so. Yeah. Apare în sfârșit un polițist, neînarmat și stingher, îi ia cu vorba bună. Any chance I could get you guys to leave the Senate wing? Wait. Okay, just want to let you guys know this is like the sacredest place. I know. Hey, no, and I'm gonna take it. See, I'm a chair. Because my pants are straight. I'm not one to usually take pictures of myself, but in this case, I think I'm making an exception. Now that you've done that, can I get you guys to walk out of this room, please? Let's all say a prayer in this sacred space. Thank you, Heavenly Father, for gracing us with this opportunity. Thank you, Heavenly Father, for giving the inspiration needed to these police officers to allow us in this building. Pentru ca miercuri, la învestirea noului președinte, să nu mai aibă loc incidente, serviciile americane de securitate au luat măsuri excepționale. Perimetrul de securitate din jurul Capitoliului este împânzit de bariere de beton și patrulat de militarii din Garda Națională, veniți din toată țara. We go where we're called. It reminds me of visiting Baghdad, going to the Green Zone and seeing so much military presence and barricades. I never thought I would see that in our own capital. De teama unor posibile amenințări chiar din interior, FBI, Secret Service și Garda Națională îi verifică pe toți cei 25.000 de militari mobilizați la Washington. So every guardsman takes an oath and it's to defend the Constitution from enemies foreign and domestic. And as we've seen, sometimes the enemies are a little closer to home. Compania Virgin Galactic a lui Richard Branson raportează o nouă reușită. A lansat o rachetă cu sateliți de pe un avion în zbor. Procedura a constat în atașarea rachetei de un Boeing 747 personalizat, care a urcat până la altitudinea de 10.500 de metri. De acolo, racheta s-a desprins de aripa avionului și a zburat către orbită. Motivul unei asemenea abordări este consumul mai mic de combustibil. Totodată, o astfel de lansare se poate face de oriunde, cu condiția ca avionul să poată decola în siguranță.